Dimineața, 9:10. Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Astăzi avem ceva special în culinaria la Europa FM. Delaco Yo-Yo e vorba de un produs inovativ în gama Delaco, dedicat special copiilor și o noutate în segmentul de snack-uri pentru copii. Nu știu dacă se vede la cameră, pentru că suntem live și pe Facebook. Așa arată punga întreagă sau confiscată de Luca. Ai văzut ce a făcut ăsta? Deci asta e desfăcută de Luca. Am gherăit-o. Uitați ce a făcut. Da. Eu îl înțeleg. Deci nu s-a putut abține. Am zis, băi, avem nevoie pentru... Bă, toate produsele astea din gama Tony Junior de la Delaco, astea de copii, sunt tare apetisante, că n-a sunt gândite să îi atragă pe cei mici, să le facă plăcere și au... să desfac unul? Da, te rog. Mulțumesc. Ne fac plăcere și nouă adulților. Păi, potoliților. Iar astea, yo-yo, sunt mini rulouri de mozzarella. E practic mozzarella, făcut așa, mini rulou. Da. E o gustare sănătoasă, bogată în calciu și proteine. Da, are etichetă curată, cum se spune. Adică produse 100% naturale. Da, și într-o pungă de asta sunt 6 piese ambalate fiecare în parte și poți să-i dai copilului la el două yo-yo-uri. Da, stai, tată, două yo-yo. Vezi că două yo-yo se duc în 100 de calorii. Are toată punga a 200. Mă interesează, eu sunt... Pe noi ne interesează. Mie îmi plouă în gură. Deci eu când văd de-astea, nu mă pot abține, mănânc ca pe semințe. Nu sunt căzut în cap pe semințe, mai dă. Deci știi ce vreau să încerc să fac cu ele? Da. Vezi că dacă despășori banda asta, ea arată, zici că e scoci. Da. Observi? Așa. Dacă o despășori, așa, poți să o folosești la aperitive. Serios? Da. Să o rulezi poroșioară, sherry, de exemplu. Și să o halești așa. Asta. Bravo. Am rulat-o direct în gură. Îmi pare rău. Bă, sunt... Ea, poți să fii foarte creativ cu ea. Că îi derulezi pur și simplu exact cum a făcut Vlad mai devreme. Eu derulez și tu, Michel. Stai, mă, că nu reușesc să desfac asta. M-a ajutat și pe mine să desfac și mie asta, te rog. Mersi. Stai că o desface și eu mănâncă el, parcă văd. Asta le-ai luat, le-ai pus în... Le-ai pus în ghiozdăneri și le-ai luat în parte. Păi și ce ai făcut? Îmi alună că mâinile sunt transpirate pe mâini. Eu nu pot să mănânc. De ce? Sunt inhibat. De ce? Nu știu. Ce se... Am o problemă cu... Am reușit. Foarte bun. Și asta era de iglu, de lapte și ce mai acolo. Și cum zici că faci? Stai așa. Alea n-ai... Bune? Ai văzut? Mm-hmm. Așa? Da. Bine, ideea de yo-yo e să te joci așa cu ea. Știi? Înainte să o ciugulești. Ți-a căzut brânză pe tine. Am făcut spectacol. Foarte bun. Am practic sens să mâncăm, nu? Așa ar fi frumos. Să ne luăm un răgaz. Bine. Yo-yo. Yo-yo. Delaco, Tony Junior. Poftă bună. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație. Pregătită de Vlad, George și Luca. Oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.